Iată-ne, prieteni, la o nouă emisiune, săptămâna altfel, studioul campionilor aici, în centrul comercial AFI, Clubul Sportiv al Armatei Steaua vă oferă această emisiune în care, iată, suntem într-un cadru extins pe canalul oficial de YouTube al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Steaua TV, adică puteți urmări discuția noastră. Alături de mine sunt Adrian Bumbescu, fostul component al marii echipe de fotbal, care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni, o, Doamne, când au trecut 30 de ani de atunci, și doi reprezentanți ai boxului, Steluța Duță, o steluță, așa cum îi spune și numele, foarte atașată de culorile clubului roș-albastru, și maestrul ei, Adrian Lăcătuș. Aș vrea să încep, pentru că este singura doamnă dintre noi, cu Steluța Duță, și să îi mânăm microfonul, să o întrebăm care este stadiul actual al carierei sale și ce vrea în viitor. Plus, bineînțeles, o întrebare care poate este bătătorită deja de mulți dintre colegii din presă: ce a înțeles și ce a realizat cu ajutorul boxului în viață? Steluța, te rog, ia acest microfon și răspunde-ne așa cum știi tu mai bine, cu sinceritate. Păi, eu zic că boxul pentru mine, de fapt, este o poveste foarte lungă, dar care știe, majoritatea cunosc, și boxul este totul pentru mine, și datorită unor oameni care au fost alături de mine și care sunt în continuare și care sunt ca niște părinți, Andreea Năcătuș și antrenorul meu de acasă, Constantin Voiciraș, de la Buzău, datorită lor am ajuns pe cele mai înalte culmi la campionatele mondiale și campionatele europene. Fără ei, eu zic că nu reușeam performanța pe care am obținut-o până în prezent. Și sper să nu mă opresc aici, pentru că mai am un cuvânt de spus. Peste 3 săptămâni am campionatul mondial, care acolo vreau să țintesc țelul, adică singurul titlu de campionă mondial îmi lăsește acest titlu, și sper să este momentul, de fapt, ca să câștig cea mai strălucitoare medalie la campionatul mondial. Extraordinar! Deci peste câteva săptămâni, în delegația de pugiliști a României, care se va deplasa în Kazahstan, va fi Steluța Duță, care încearcă să-și încununeze cariera cu medalia de aur la campionatele mondiale, deoarece categoria ta, pare mi se, nu este în cele olimpice, nu? Da, din păcate, categoria mea 48 este olimpică, sunt decât 3 categorii, 51, 60, 70 de kilograme. Dacă era cu siguranță ca și categoria mea, cu siguranță eram și medaliată la olimpiadă. Măcar ai fi încercat, nu? Da. Orice sportiv își dorește să ajungă la olimpiadă, din păcate, nu se poate. Cred că mesajul este unul foarte puternic, de-aia cu scuzele de rigoare pentru cei doi domni, Adrian Lăcătuș și Bumbescu. Frumoasă alăturare de nume, pentru că am avut și un Marius Lăcătuș cu echipier, cu Neadi Bumbescu. De-aia am vrut să începem cu ea, pentru că reprezintă o poveste de viață fantastică, emoționantă, pe care îmi place să o ascult de câte ori am ocazia, să o reascult, mai bine zis. Steluța Duță, și nu o spunem doar pentru că ea este aici de față, reprezintă un exemplu clasic de om care s-a ridicat și a parcurs trepte sociale, cred că spun bine, Steluța, da? Da, da, da. Grație sportului și grație educației pe care a primit-o prin sport. A fost boxul, dar putea să fie oricare alt sport, nu? Așa este. Nu chiar oricare sport, pentru că din mediul în care am provenit și din mediul în care am crescut, chiar acest sport mi s-a potrivit. Sigur că a trebuit să te aperi, nu-i așa? Da, exact, exact. Este Luța Duță, prieteni, un exponent, o carismă a ceea ce înseamnă Clubul Sportiv al Armatei Steaua și boxul feminin românesc. Aș încerca acum să transmitem microfonul către maestrul Adrian Lăcătuș, deoarece cred că în completarea discursului pe care l-a ținut Steluța sunt binevenite niște cuvinte care să ne arate punctul de vedere, perspectiva, abordarea celui care a văzut-o pe Steluța Duță, probabil de la primii pași făcuți într-o sală de box, și acum se preocupă de pregătirea ei la înalt nivel, aproape de o medalie de aur la campionatele mondiale. Domnule Lăcătuș? Așa cum a spus Steluța, cred că boxul pentru ea este ca o mănușă. Ea are calități reale care trebuie să aibă un boxer de valoare, și sigur că mediul de unde provine a ajutat-o pentru a face performanță. Dar trebuie spus că boxul a ajutat-o să realizeze, toată lumea știe că are casa ei, este angajată cu Bristeaua, este antrenoare, a absolvit școala de antrenori. Și cred, așa cum își dorește și ea, și doresc și eu, să-și încununeze palmaresul ei cu un titlu mondial,
Ținând cont că este de trei ori vicecampion mondial și de fiecare dată a pierdut la aceea sportivă, la o indiancă care de data aceasta, și dacă se prezintă la mondial, eu sunt convins că o poate bate Steluța. Este anul când eu cred că este pregătită pentru titlul mondial, ținând cont că o parte din sportivele de valoare care sunt în această categorie s-au dus în 51 în dorința de a merge la Olimpiadă. Deci este anul lui Steluța pentru a deveni campion mondial, îi doresc succes și sper să întâmple asta. Vom ține cont de ceea ce ne-ați spus și vom urmări, bineînțeles, acea competiție, urându-i succes Steluței. Să ajungem și la fotbal. Adrian Bumbescu, odată de mult striga galeria Bumbescu Colonel, un militar prin excelență, un stoper care a făcut pereche cu Belodedici, dacă mi-aduc eu bine aminte, la acea finală de la Sevilla și care a rămas fidel clubului și culorilor clubului roș-albastru, chiar după retragerea din activitate. Cam ce ați putea să ne spuneți acum, domnule Bumbescu, la, iată, 30 de ani de la acea mare performanță pe care ne pregătim să o observăm, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, o performanță care a rămas unică și probabil așa va rămâne mulți ani de aici încolo în palmaresul fotbalului românesc. Niște senzații, ce vă mai aduceți aminte de la Sevilla? Da, de la Sevilla, numai lucruri frumoase pot să vă aduc aminte. Atmosfera care a fost acolo, emulația, oamenii de fotbal, atmosfera, multe amintiri, cu așa multe nu mai mi-amintesc nici eu. Dar uite că au trecut 30 de ani în care, nu știu dacă mă gândesc așa, ce am realizat, ce am făcut bine, ce am făcut rău, ne facem așa o autocritică și ne gândim când au trecut acești 30 de ani. Dar uite că ne mai întâlnim, chiar peste câteva săptămâni ne întâlnim la cheile grădiștei, împreună cu domnul comandant Boroi. Înainte de a pleca la cheile grădiștei, avem o întâlnire pe ordinea de 3 la cercul militar, împreună cu domnul ministru, domnul Zisu, comandantul clubului Steaua. Și acolo probabil vom dezbate mai mult această performanță. Plus la cheile grădiștei, unde ne vom întâlni cu toții, mai puțin unul dintre noi care a decedat, săracul Pitic Băran, și poate și care mă activează în fotbal ca antrenor, gen Pițurcă Iovan, care sunt plecați la Arabi. În rest, o să ne întâlnim și acolo poate ne mai reamintim. Unul spune că se completează pe celălalt cam ce s-a întâmplat în perioada premergătoare acestui mare, mare eveniment care nu cred că se va mai repeta. Mi-aș dori, dar foarte greu. Foarte greu pentru că avem un fotbal în liberă cădere și asta toată lumea o vede cu o, chiar Steaua, care ne mândrim cu ea, este și ea în cădere liberă. Jucătorii pun aspectul material înaintea performanței și asta e dureros. Ne mai vine, cât îmi dai pe lună? Păi vine să te antrenezi, după aceea stabilește antrenorul. Cam asta este problema la fotbalul juvenil de la noi în țară. Au dispărut centrele de copii juniori. Acum se înființează centre de excelență în care nu prea cred că o să facă mare lucru, dar singurul om care vrea să facă ceva este Gică Hagi, care a făcut acea academie și care vrea să facă ceva în fotbal. La noi sportul rege nu prea mai este băgat în seamă. Se ia aminte cei care din lumea sportului, doamna Lipă și care se ocupă, că nu este în regulă ce se întâmplă cu tot și în afară de fotbal, cu au dispărut centre, stadioane, foarte, foarte locuri de joacă la copiilor. Altele s-au închis din cauze închis care din țin de structurile statului, nu? Să aibă cei consilieri să meargă prin sectoare, să aranjeze, să menajeze locuri de joacă, terenuri, că de acolo, de la cei mici, ei sunt viitorul acestei vlăstare. La noi ca la nimeni. Ce îmi place foarte tare și chiar aș ruga pe colegii de la cameră să fixeze această stemă veche care se află și acolo pe panou în succesiunea istorică a simbolisticii Steaua, e clubul de lângă inimă și
Neadi Bumbescu chiar ne demonstrează acest lucru. Este tema pe care a purtat-o pe tricou și la Sevilla, chiar dacă erau albe. De ce? Pentru că Barcelona avea și ea culorile roșu-albastru și și-au păstrat simbolurile cromatice pentru că erau aproape acasă la Sevilla. Ați făcut parte dintr-o echipă extraordinară, o echipă mare, care, dincolo de acel trofeu de la Sevilla, a mai câștigat unul la Monte Carlo și ați fost prezent și acolo. Da, este, Gică Hagi. Da, este adevărat. Haideți să nu mereu să-l Gică Hagi. Haideți, noi eram o echipă. A făcut parte și Gică Hagi, dar mereu îl... Era chiar primul meci. Deci grosul, lupta a fost dusă de ceilalți de echipă, pentru ca Gică să marcheze. Da, este adevărat. Mulți care nu sunt steliști spun că poate a fost o întâmplare, dar ei trebuie să vadă că am avut continuitate. În afară de câștigarea Cupei Campionilor, am jucat o supercupă la Monte Carlo cu Dinamo Kiev, după aceea o supercupă mondială cu River Plate la Tokyo, după aceea am jucat iar o semifinală, am mai jucat o finală a Ligii Campionilor în 89 cu AC Milan, deci am dominat fotbalul european, chiar mondial, timp de 4-5 ani am fost mereu în frunte și nu cred că a fost chiar așa întâmplare. Trebuie să ia aminte aceste cuvinte grele care se mai spun contra stelei. Să ne aducem aminte 11-le, Ducadam în poartă, fundaș dreapta Iovan, fundaș central Bumbescu și Gorodelici, da? Fundaș stânga Bumbescu, la mijloc Majaru, Tudorel Stoica, Bălonii și Bălan, sau Balint, sau Balint și față Lăgăduș, Pițurcă sau Radu Doi. Antrenori erau Emery Chielei. Emery Chielei și antrenor jucător Puior Dărescu. Da, o surpriză extraordinară. Sincer, n-am știut. Chiar așa, n-am știut, nu? Hai să vă spun cum a început. Ne vedeam pe Iordănescu pe la prun, că a legat la forbal cu noi. Chiar făceam o glumă cu despre Caterinca cu el. Ne-a pune pentru ce te pregătești. N-a spus da nimeni. Până în ziua jocului, când am îmbrăcat tricou cu numărul, nu mai știu, 16 parcă. Nu, 13. 13, da. Îi luase lui Weisenbacher. Și a luat loc lângă noi pe bancă. Și nu știu ce... Da. A fost așa și pentru noi o enigmă. Bine, acum întrebarea mea ar fi, la Forban v-ați pregătit iarna, când echipa abia se calificase în sferturile de finală și gata cu Sisi Lahti să ne bată pe Ghencea, pe noroiul acela. Dar nu unde să știe Angel Iordănescu că va ajunge Steaua în finală? Nu, Maria a fost, a avut ocazie, primul 85. La București au scăpat foarte ușor cu 0-0, trebuia și de pe linia porții au scos-o cu pieptul. Cu un noroi groaznic. Cine? Bumbescu s-a culcat pe minge, nu? Tudorel Stoica, da. Nu. Ei au scăpat. Din fundaș și lor au scos. Corect, așa e. Da. Rămâne totuși regretul carierei sub Cupa Intercontinentală de la Tokyo, când Belodedici a marcat un gol care pare valabil astăzi. Da, este adevărat. Acolo arbitrii, un an arbitrau sud-americani, un an europeni. European, am prins pe cel sud-american care ne-a anulat un gol. A fost un 2 pe Lodedici Pițurcă, Bero a împins-o în poartă, gol, ne-am bucurat, Bero s-a uitat spre mașină, dar, păcat, am pierdut 1-0 și am venit acasă. Da, și se știe că la 1-2 nu prea se poate da offside. Nu se dă offside, sigur, da. Hai să nu acaparăm numai cu balonul rotund, să mai vedem ce se întâmplă la box, de exemplu, unde aș întreba o peste Luța Duță dacă îi place fotbalul, în primul rând. Da, păi joc și la Liga 1, la fotbal feminin, la Buzău. Ia auziți, la ce echipă joci, Steluța? La Viitorul Buzău. Foarte frumos, extraordinar, și să nu spui că joci tot fundaș central. Fundaș stânga. Fundaș stânga. Înseamnă că ai o viteză deosebită, un fel de Ungureanu, Borbulescu, motoretele care evoluau pe stânga Stelei Domnule Bumbescu, nu? Da. Păi majoritatea din lotul de box feminin, cred că dacă jucăm cu echipa națională a României feminin, cred că le batem. Extraordinar. Care este alăturarea între box și fotbal după părerea ta, pentru că ești practicantă a ambelor discipline menționate? Mie îmi plac ambele, da, bine, box îmi place pentru cel mai mult, al doilea sport îmi place fotbal. Eu zic că noi suntem, ne jucăm foarte bine și suntem, noi ne opticăm și la fotbal. Jucăm cu maestru, cu soția mai ales. Joacă și maestrul? Uai, ce joacă! Ia să vedem, e extremă dreaptă, are numărul 7, Adrian Lăcătuș, exact. Cum avea odată Marius Lăcătuș. Da, se potrivește cu ea. Maestre, pentru dumneavoastră o întrebare un pic mai tehnică, pentru că v-aș întreba ce sporturi complementare folosiți la pregătire pentru boxeri, fotbalul sau poate altceva? De reg-
regulă, duminica avem o sală acolo lângă Lia Manoliu, un prieten de-al meu care are un complex și mergem, avem gratuitate și când fotbal, basket, volei, totdeauna avem rezervat o zi pentru sporturi complementare care le ajută pe ele în pregătire și în același timp o fac și cu plăcere. Se satură zilnic același antrenament. Cred că sunteți cel mai indicat de la această masă să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Multă lume are o reticență față de box. Trebuie să privim lucrurile așa cum sunt și să nu ne ascundem după cuvinte. Apoi și Steluța poate să confirme. Cred părinții că te duci acolo, mănânci bătaie, se întâmplă niște lucruri, te desfigurează, îți sparg nasul și așa mai departe. Dar de ce se spune atunci, dacă aceste lucruri ar fi adevărate, de ce îi se spune boxului nobilă artă? Vă rog să ne edificați asupra acestei dileme. Puțini oameni știu că odată intrat în sala de box, nu înseamnă neapărat că vii la o bătaie regulată sau o bătaie ordonată, nu. Boxul este într-adevăr nobilă artă, este într-adevăr o scrimă bugetistică, este sportul care te învață întâi să te aperi, pentru că de lovit lovește oricine și pe stradă lovesc pe la spate și peste tot se găsește cei care lovesc. Nu, este un sport curat, un sport al oamenilor curajoși, iar chestia cu spartul nasul cu este doar o legendă. Legendă. Știți cu toții pe Vaștag, Vaștag nu are nasul rupt nici acum, pentru că Mihai Leu la fel. Mihai Leu, niște boxieri tehnici, niște boxieri care au pus pe primul plan apărarea și după aceea atacul. Și deci, în concluzie, sportul box nu cred că e atât de dur cum îl cred unii. Sunt, cred eu, părerea mea, sportul mult mai dur decât boxul, dar pentru a-l cunoaște trebuie să-l practici, trebuie să vii în sală, să vezi câtă transpirație, câtă muncă este și câtă satisfacție atunci când Mesteluța ia tot timpul are un drapel și pentru început când i-a cântat imnul a pus mâna stângă. Ce faci, Mesteluța? Zice la inimă. Păi nu inima păi, acolo. Poate avea inima păi, zice, sunt, cealaltă. Zice, sunt stângace. Păi chiar dacă... Steluța, tu ai aceeași părere, bănuiesc, ca și domnul Lăcătuș, referitoare la ceea ce am spus mai devreme. Da, așa este. Este un sport frumos față ca alte sporturi de full contact. Cum e MMA, e un sport foarte urât. Cum e... Hai să rămânem totuși bine, la box, să nu da. Facem comparații, da, pentru că nu e cazul, nu? Corect, corect. O să completeze Neari, da. Vreau să fac ceva. Eu mă uit la arcade are ei și nu văd nimic. Ia uitați-vă la urmă. Da, Adrian Bumbescu în duelurile aeriene și spărgea capul în ceafa adversarilor, nu așa? Plus 5 comocii. Da, da, sunt de ceea ce a spus maestru. Și, până la urmă, boxul rămâne nobilă artă și părerea mea, pe care vă rog, poate să mi-o confirmați dacă sunteți de acord, că mușchii sunt robii creierului. Boxul este înainte de toate un sport al inteligenței, al coordonării și al dozării efortului pe parcursul luptei din ring, care are niște reguli convenționale foarte bine stabilite, echipamente de protecție, iar cei care vin vor câștiga în primul rând la nivelul comportamentului, nu? Microfonul la Adrian Bumbescu, pentru că înainte de a fi stelist, să nu credeți că nu știam, a jucat la Universitatea Craiova și mai ales la Dinamo București. Cum a fost acea perioadă a carierei, domnule Bumbescu, înainte de a veni la Steaua? Da, este adevărat. Eu am început, sunt născut, crescut în Craiova. Am început fotbal la Craiova de la 8-9 ani. Și junioratul am făcut până la 17-18 ani când am intrat în marea echipă a Craiovei. Gerbala și Cămătaru. Ați prins și acea semifinală cu Benfica? Nu, nu. Plecaseți deja. Am prins câteva meciuri cu Leeds United, chiar a jucat la Leeds în Anglia. Am pușit, aveam 18 ani. Dar au venit cei ani de care trebuie să plec în armată, tata fiind milițian, mi-a venit ordine de corporare. La Dinamo. Unde? La Dinamo. Te duci la Dinamo dacă nu te dă dezertor. Și așa am plecat la Dinamo. Nu regret, respect cu Dinamo, am câștigat și vreo campionat și o cupă, alături de marele Dinu, Dinu Georgescu, marea echipa, Țețe Muraru, Costov Agustin și asta a fost în folosul meu pentru că am jucat. La echipa națională ați făcut parte din generația care a ratat calificarea la Mondialul din Mexic și apoi la Europeanul din Germania, din păcate.
Putea mai mult acea generație în care antrenorii erau Emery Chenei și parțial Mircea Lucescu? Da, este adevărat. Am avut... pentru că niciodată nu s-a jucat cu aceeași echipă. Ba a jucat Andorre, ba a jucat Bumbescu, ba a jucat Clay sau Nae Ungureanu, Cămătaru sau Pițurcă. Niciodată în această campanie n-au fost 11. Să nu uităm, chiar aici unde sunt eu, pe această fotografie, aici am câștigat 3-0 cu Spania. Contra Spaniei, pe Ghencea, unde celebrul Butragueno, Camacho, Sanchez, da, Victor, și... dar au fost multe sincope și... pentru că Mircea Lucescu era foarte hotărât să ia pe cei de la... Nu, asta vorbesc pe rea. Pe cei de la Dinamo și la Corvino, Emery Chenei cu cei de la Craiova și de la Steaua, și era fel de fel de controverse. Dar, una peste alta, e bine că s-a mai calificat în 90, 94, 98 și de atunci pauză. Ați marcat un gol pentru echipa națională a României pe Ghencea într-un meci cu Albania, nu? Albania de la 5-1. Cum a fost atunci? Ce ați simțit când ați scuturat plasa porții de pe stadionul unde vă antrenați, dar sub culorile naționale? Da, pentru că eu nu prea marcam goluri, am și foarte puține, ajungeam mai greu în careu. Dar a fost un gol care m-a bucurat foarte mult. Mai mult m-a bucurat decât colegii, pentru că mergeam lângă ei, s-a dor cu spatele, mergeam la centru și eu mă bucuram ca un copil. Asta a fost bucuria mare. Oricum, rămâne în spate o carieră, una fantastică, una care, iată, s-a confundat cu roșul și cu albastrul, culorile clubului Steliste, chiar dacă începutul a fost la Craiova și apoi continuarea la Dinamo. Până la urmă au fost niște etape în desfășurarea unui palmares pe care scrie Bumbescu. V-ați retras apoi din echipa Steliste. Să vă spun o continuitate, adică dacă ești profesionist, joci și la Dinamo și la Steaua și la Craiova. Sunt atâtea exemple, de ce nu? O faci bine, fără reproșuri, fără... Sigur, după aceea am plecat la Scornicești o perioadă. Eram și de acolo la Steaua, din 84, unde am și terminat cariera. Acum antrenați o grupă de copii și juniori? Da, antrenez și coordonez centrul de copii juniori și juniori al Stelei. Al clubului sportiv. Al clubului sportiv, al armatei Steaua, da. Împreună cu marii fostele glorii ale Stelei, Laiu Sădmăreanu, Silea Elenei, Radu Troi, Ateo Angherini și acum l-am adus, deci Tomi Dobă și Florin Găbăină. În ce competiții sunteți înscriși cu băieții dumneavoastră? Suntem înscriși cu grupele junior la un campionatul pe București. Al asociației municipale. Municipale, da. Da. Și de acolo vor urma probabil să crească jucători. Să crească, sigur, turneul final și de acolo mai departe. Mult succes în această carieră pe care ați îmbrățișat-o de mult. De cel puțin 20 de ani antrenați, nu? De 95 de ani. 6. Da. Sunt destui ani. Da. Iar Steluța Duță, am înțeles că este singurul sportiv antrenor de la această masă, pentru că ea, în paralel cu activitatea de performanță, a început să deslușească și tainele pedagogiei în nobilă artă. Cum te simți așa, ca sportiv, apoi antrenor, treci la mănuși, după care indici altora să treacă la mănuși, box cu umbra, coardă și celelalte? Da, mă descurc bine și ca antrenor, dar este mult mai greu ca antrenor, pentru că, de exemplu, nu mai găsesc copii ca conștiincioși ca mine, ca colegilor mele, din păcate nu mai vin copii să practice sport de înaltă performanță, cer pretenții de meci și din păcate e un lucru foarte rău pentru sportul românesc. O întrebare care e valabilă prima dată pentru Steluța Duță, apoi pentru Adrian Bumbescu, scuze pentru domnul Lăcătuș, dar ei sunt parcă mai recunoscibili ca sportivi decât dumneavoastră ați fost în cariera activă. Ce zic copiii când vin la sală și se uită și zic, wow, mă antrenează Steluța Duță, wow, ăsta e Bumbescu ăla care băga cu crampoanele, băga alunecări. Ce spun copiii? Care este primul lor impuls atunci când vă văd și când participați împreună la ședințe? Așa eram și eu ca ei când vedeam, de exemplu, când eram și eu, adică nu eram nimeni și eu la fel mă miram ca și ei. Vă dați seama că e o bucurie pentru mine, eu... Ce, rămân fără cuvinte. Wow, când vin copii și vin la box, de exemplu, să înscrie, rămân totuși. Îți este mai ușor să-i modelezi știindu-te ca exemplu pe tine? Exact, da, este.
Este. Văd că deja publicul s-a entuziasmat văzându-ne aici cu Adrian Bumbescu, toată lumea vrea să intre în studio, e foarte bine, până la urmă e o emisiune interactivă, dacă există oameni care vor să se alăture și să participe la emisiune, sunt liberi. Neadi, dar pe dumneavoastră, cum vă văd copiii când vin acum? De fapt, acum este o mică problemă. Steluța este încă în activitate și se duce la mondial, dumneavoastră pentru ăștia mici, încă nu mai, de fapt, nu mai sunteți acum o persoană atât de ușor de recunoscut, pentru că, bine, iată, s-au strâns 30 de ani de amintiri. La Steluța e altceva, că dacă nu fac ce zice aici, cafteștele, e frică. La mine, mai puțin copii, trebuie să începi cu istoria clubului, să știe înființarea clubului, fostele glorii. Probabil când vin părinții, sunt conștienți să spună cine te antrenează. Așa este bine, ei nu prea cunosc activitatea antrenorului. Dar așa este bine, trebuie să încep cu începutul la copii și este o muncă foarte grea. Sunt 20 de copii cu 20 de caractere diferite și instruirea este plăcută, asta am făcut toată viața și am parcurs și eu acești pași de la toate etapele de juniorat și știu ce se întâmplă, cunoști imediat valoarea jucătorului. Ați fost fundaș central de mare clasă. Ce vă e mai ușor să antrenați? Care post din echipă acum? Nu, pe toți trebuie să-i antrenezi. Asta vă convins, dar ce vă e mai simplu, mai ușor? Când fac lucrurile cu operatorii, specific. Dar uite, de exemplu, sunt antrenori. Eu am trecut la multe etape de juniorat cu diferiți antrenori, care la un antrenor am jucat fundaș dreapta, ne-am dat rezultatul scontat mijlocaș central, unde și apoi am mai înălțându-mă, un antrenor a spus fundaș central și acolo a rămas. Trebuie antrenorul să aibă ochi și cel mai important în ziua de azi, că este altă tehnologie, să-i faci copilului prognoza creșterii, să știi unde îl poziționezi. Este mai mic undeva lateral, fundaș stânga-dreapta sau pe benzi. Da, cam așa trebuie să procedeze. Corect, așa este, pentru că istoricul și să-i vezi părinții e foarte important pentru a ști cum se duce somatic. Nu e o regulă, sigur, dar da. Oricum se folosește, nu? Da, siguranță. Domnule Lăcătuș, diferențele între fotbal și box sunt destul de evidente pentru cei mai puțin specializați. Dar, spuneți-ne, referitor la partea asta a pugilatului, câți copii vin acum la sală și care ar fi procentul celor care rămân pentru performanță? Pentru că sunt niște sacrificii, să nu uităm, față de fotbal se trece de furcile caudine ale cântarului la fiecare competiție. E o limită de greutate, adeseori greu de respectat de către sportivi. Cu siguranță că la box vin mai puțin sportivi comparativ cu fotbalul. Dar aș vrea să amintesc ce a spus mai devreme domnul Bumbescu. Situația în care se află sportul din România astăzi este dezastruoasă. Am rămas, toată lumea se întreabă cum e posibil ca gimnastica să nu se calcule. Da, eu cred că e posibil, eu înțeleg, pentru că știu destule baze sportive care s-au transformat în cârciumi, sau destule baze sportive s-au desființat și le-a luat locul blocuri. Știu o lege a sportului care se chine prin parlament sau nu știu pe unde și nu sprijină sportul și chiar nu se face nimic pentru sportiv. Nimeni înțelege că sportul este cel mai bun medicament, este cel mai bun tratament. Dacă noi am mărit bazele sportive, n-ar mai fi nevoie să mărim numărul farmaciilor. Dar aici este o afacere a unora care vor să vândă medicamente care sunt, părerea mea, la un sfert din valoarea celor care le luam când eram sportiv și atunci, din dorința de a face bani, au transformat sportul într-o amintire, nu se investește în sport și atunci am ajuns un popor de copii supraponderari, copii care nu fac sport, iau scutiri, nu vin. Deci un lucru care se practică și care se promovează, cu care nu sunt de acord. Deci eu nu vin aici și nu am venit aici să spun veniți la box. Nu, faceți sport, oameni buni. Faceți sport. Orice sport este cel mai bun medicament, așa cum am spus. Iar la box, la boxul feminin, și trebuie să spun asta, dacă nu era clubul Steaua, cred că era desființat de mult. Să știți că la fel au spus și ceilalți invitați din zilele anterioare. Îl văd și pe domnul Bumbescu că vrea să vă completeze ideea, așa că
Să-l ascultăm. În general, sportul este un bun ambasador. Am fost ieri la, în Belgia, chiar la Palatul Parlamentului, și acolo se discuta problema sportului. Am discutat-o împreună cu doi colegi care au câștigat Cupa Campionilor, Bărbulescu și Radu Doi, împreună cu Vasile Stângă și Nicu Munteanu, și am dezbătut această temă care, de sport, care este un bun ambasador, și ne spuneau belgenii că au unit toate grupările politice prin sport. Un lucru extraordinar. I-a adunat pe toți de orice culoare politică. Așa că este un lucru extraordinar să dăm crezare sportului în general. Se știe că orice alte convingeri de naturi diferite se șterg atunci când facem sport sau când susținem sportul. Iată că o ultimă idee a emisiunii noastre de astăzi, până la urmă și Steluța Duță și Adrian Bumbescu, ca sportiv de mare performanță, au un off, cel că n-au ajuns la Jocurile Olimpice. Și domnul Bumbescu a făcut parte din echipa olimpică a României, care a abordat preliminariile pentru 1988, dacă nu mă înșel. Am început bine, victorie cu Republica Federală Germania, dar apoi, din păcate, acea echipă a capotat, n-a ajuns. V-ar fi plăcut să mergeți la Jocurile Olimpice, domnule Bumbescu? Da, cu siguranță, pe rând aceea eram și la lotul olimpic împreună cu Bărădedi și la echipa națională. Și Balint, mi se pare. Și Balint, da. Dar, și Iovan. Dar a trebuit să plecăm de la olimpici, când era mai mare nevoie și la olimpici, și când plecam la echipa națională mare. Acum nu mai este lot de tineret format din jucători, lot olimpic, lotul B, iar era... Acum nu, totul se rezumă la... Am înțeles la câteva centri de excelență, am înțeles Bistrița, Galați, nu știu, Târgu Mureș, câteva centri de excelență, unde părinții trebuie să-i dea copiii acolo. Stau refuzat acești să mai dea jucători la loturi pe tema asta. Da, mă rog, este o discuție, e o discuție care practic e interminabilă dacă intrăm în această paranteză, de aceea propun să nu atacăm foarte mult în subiectul respectiv. Steluța Duță, un cuvânt de concluzie înainte de mondialele din Kazahstan. Te simt așa foarte bine pregătită și foarte motivată. Ar fi un eșec locul al doilea? Din păcate, nu așa. Din păcate, e important să fiu sănătoasă, să trecem peste problemele care sunt la ora actuală și la Federația Română de Box. Din păcate ne pregătim fiecare la cluburile lor, eu mă pregătesc acasă la mine la Buzău, din păcate. Da, sunt o fată conștiincioasă și știu să-mi fac treaba. E important să fiu sănătoasă și să fac treaba la campionatul mondial. Pronosticul lui Adrian Lăcătuș pentru campionatele mondiale și pentru viitorul boxului românesc, olimpic și nu numai? Eu mi-am trasat un obiectiv și doresc din tot sufletul, cel puțin o fată calificată la Olimpiadă, un titlu mondial și 2-3 medalii, pentru că fetele care vor participa la mondiale sunt componente ale lotului național, dar de fapt sunt toate sportivele clubului Steaua. Trebuie să repet, ele sunt angajate, sunt fetele care în continuare... Nu au grijă zilei de mâine. În continuare sunt susținute cu bătare. M-am spus, altfel s-ar fi lăsat. Eu am avut o situație când două fete, profit că sunt, în 2013 s-au dus la fotbal și am spus, ce căutați voi acolo? A spus, maestre, nouă ne dau o masă, avem unde să dormim, ce să facem la Buc? Și le-am luat acasă, ele sunt aici, le-ați văzut pe Rijuc și Nikita, de atunci stau la noi acasă, pentru că sunt fete de valoare, sunt fete care au un cuvânt de spus în box. Deci ei joacă foarte bine și fotbal, dar au preferat pentru că acolo câștigau mai mult decât la box. Acum, aducându-le la Steaua, s-a schimbat situația lor și sper să facă cinste acestui club. Mulțumim frumos tuturor celor care ați fost de față sau în mediul virtual alături de Steaua. Prieteni, mâine la ora 12 ne vedem din nou cu Studioul Campionilor în această săptămână altfel, săptămâna campionilor. Sport vedetă pe care punem reflectoarele este gimnastica. Toate cele bune! Hai Steaua!